Piața Vasile Lupu din Orhei a devenit arhiplină în ziua de 27 august, unde peste 15.000 de cetățeni au sărbătorit Ziua Independenței. Sărbătoarea a început cu o paradă artistică a colectivelor din raion, la care s-au alăturat cetățenii și reprezentanții autorităților publice. Orheienii și oaspeții orașului au depus flori la monumentul domnitorului Vasile Lupu. Potrivit tradiției, orheienii au încins hora neamului. Orheienii când se strâng și petreceri se avântă la un colț de masă plâng. Autoritățile locale au adresat mesaje de felicitare orheienilor și oaspeților prezenți la eveniment. Aș avea un mesaj foarte important pentru orheieni. Să nu-și uite istorie, să-și cinstească eroi, să-și cinstească pe cei care au contribuit decisiv la obținerea independenței Republicii Moldova. Orheienii au avut un prenos deosebit în această luptă pentru independență. Cu miile am participat atunci în cadrul acțiunilor la Chișinău. Cu miile au participat orheienii la război pentru independența țării. Și cei 10 deputați orheieni care au fost în primul parlament unanim au votat pentru declarația de independență. Este important ca să nu uităm trecutul, fiindcă fără trecut noi nu am avea un viitor. Ca împreună cu orheienii să construim o Moldovă independentă, o Moldovă democrată, o Moldovă europeană. Un oraș care devine important în Republica Moldova este frumos de spus astăzi, aflându-ne la aniversarea 25 de ani a unui stat independent. Desigur, a fost o cale nevoioasă, noi ne-am deprins de acum cu elementele democratice, dezbaterea în Parlament, alegerea diferitor parlamente, alegerea diferitor consiliile raionale, orășănești, astea sunt elementele democratice, dar în linii generale, timp de 25 de ani, noi suntem martori la un stat independent, un stat care se dezvoltă sinestătător. Pentru noi, autoritățile publice locale, este foarte important elementul posibilității de a conduce sinestătător așa un oraș cum este orașul Orhei și alte orașe din Republica Moldova, cu bugete sinestătătoare, al conduce cum al ajunge capul pe fiecare, cum spunem noi la moldoveni. Noi astăzi ne mândrim cu succesele care sunt în orașul Orhei. Cel mai luminos oraș este orașul Orhei, străzi reparate, magazine sociale, care este un ajutor foarte mare pentru păturile social vulnerabile, indemnizații pentru copiii noi născuți, 7.000 de lei pentru primul copil, 10.000 de lei pentru al doilea copil. Un moment foarte principal pentru dezvoltarea orașului în continuare, fiindcă noi avem ambiții foarte drastnice ca orașul Orhei să devină cel mai frumos, este construcția unei uzine care va da posibilitate 3-4.000 de locuri. Oameni, persoane tinere, persoane care lucrează astăzi în Europa și au experiență, cele vor fi necesare de a le întoarce înapoi. Desigur, avem o dorință de asemenea de a deschide o filială a unei universități și astăzi ducem negocieri cu o filială din Republica Cehă, unde eu am fost ambasador, după cum știți, orașul Brno. Ei au dorință de a deschide o asemenea filială la noi în orașul Orhei. De aceea suntem bucuroși cu această aniversare, necătând la cei că sunt multe probleme de soluționat. Și noi spunem la mulți ani Republica Moldova. Pentru mine ziua de 27 este o zi însemnată, 27 august, fiindcă mai ales în ziua de azi, noi sărbătorim 25 de ani a independenței. Independența pentru care noi am luptat, independența care noi am primit-o și o și sărbătorim la ziua de azi. Singur sunt un participant la războiul de pe Nistru. Am
m-am aflat prin rândurile participanților începând cu data de 3 martie și am terminat cu data de 15 iulie, când astea am luptat cu toți colaboratorii Comisariatului de Poliție care au participat la evenimentele de pe Nistru. Și folosindu-mă de ziua de azi, folosindu-mă de sărbătoarea a 25 de ani a independenței, aș vrea să felicit toți locuitorii Republicii Moldova, locuitorii orașului Orhei, cu această sărbătoare mare, cu această sărbătoare pe care o sărbătorește toată Republica Moldova la ziua de azi. Orheienii au păreri împărțite despre ziua independenței. Într-adevăr, Orheiul azi sărbătorește, dar practic sărbătorim o sărbătoare pe care nu o avem din punct de vedere de factul, numai juridic. Astăzi, ca veteran de război, vreau să spun că nu sunt mulțumit de faptul că mai avem o armată rusă de ocupație. Conducerea Republicii Moldova practic nu întreprinde nimic ca această armată să fie scoasă de pe Nistru. Dar avem și noi năzuințe, avem ca să avem odată o independență cu adevărat, pentru că altfel nu putem exista. Mă uit acești copii frumoși care îi avem în jur, că la aceste dansuri, pentru că o lume speră, lumea e optimistă, crede în ceva mai bun. Crede că tot și odată armata 14 o să fie scoasă și vreau să vă spun că azi mai este un prilej deosebit pentru noi. Noi la 2 martie și la 27 august comemorăm eroii căzuți în lupta pentru independență, în special pe camarazii noștri de la Nistru, numai ce am participat la o depunere de flori. Vreau să spun, sunt momente grele când ne amintim de luptele crâncene care s-au dat pentru independența de azi. Și vreau totodată să mă aduc mulțumire organizatorilor, pentru că dacă n-ar fi aceste date importante, undeva am fi uitat și noi cei care am luptat pentru independența acestei țări. Evenimentul de astăzi noi trebuie să-l păstrăm tradiția, pentru că aceasta e mândria noastră. Desigur, în acești 25 de ani nu au fost așa multe evenimente spre bine, dar totuși schimbarea este. Patriotismul trebuie să-l apărăm în continuare și să transmitem tinerilor generații cultura noastră, valorile moral-spirituale, toată tezaurul cultural, pentru că un popor fără tradiție nu există. Ar trebui să fie independență, dar nu prea o vedem. Multe altele, dependent de față de alte țări care nu ne-s prietene, cred că nu ne aduce cinste și față. S-a organizat în cinstea sărbătoarei independenței foarte frumos. Și, cum spune, noi suntem bucuroși de asta independență, când suntem liberi, independenți, față de alți țări care eram supuși să ne păcinim, dar nu suntem liberi, cum spune, ne conducem noi sunt personal cum putem, cum știm. Nu trebuie să ne conduc cineva. Nu văd independența și e de, și răzul de azi se face, de facto. E foarte greu. Tare frumos o organizat, tare sperăm ca și încă mai frumos și la oara nouă tot să ne grămădim toată lumea, toți și să ne ducem să la deschiderea parcului și tare îmi place. A ieșit tot norodul aici să anumic, să vă ajutăm, să da, atât să... Și sperăm că să fie atât frumos și atât bine. Astăzi în Orhei, cu 25 de ani de independență, a fost organizată o sărbătoare foarte frumoasă atât pentru cei adolescenți cât și pentru cei mai bătrâni. O surpriză au fost parașutiștii care și-au făcut apariția în piața Vasile Lupu pentru a felicita un cuplu de orheieni, aniversând 65 de ani de căsnicie chiar de ziua independenței Republicii Moldova. Orheienii și oaspeții orașului au avut parte și de o galerie de artă cu expoziție de artizanat și un iarmaroc cu produse autohtone. De asemenea, au fost desfășurate mai multe probe sportive. Lupta cea mare s-a dat pentru Cupa orașului Orhei la Trântă.
Un alt eveniment important a fost dezvelirea plăcii comemorative în memoria fostului primar de Orhei, Vasile Mahu. Placa a fost montată pe clădirea Colegiului Vasile Lupu din Orhei, unde Vasile Mahu a profesat timp de aproape 20 de ani. Onoarea de a dezveli onorific placa comemorativă au avut-o absolvenții din promoția anului 1973 a Colegiului. Toată ziua pe scena din Orhei au evoluat colective artistice și interpreți, iar seara de sărbătoare s-a încheiat cu focuri de artificii. Formația folclorică Nistreanca din satul Boșernița, raionul Rezina, și-a sărbătorit a 5-a aniversare de activitate. Cu această ocazie, cele 12 membri ai formației cu vârste înaintate au prezentat un spectacol muzical sătenilor și oaspeților prezenți. Formația a fost înființată de surorile Areta și Parascovia, ambele cu vârste cuprinse între 72 și 74 de ani. 5 ani în urmă am hotărât să formăm așa formație de femei care sunt doritoare pentru a participa în acest ansamblu. Și s-au găsit, știți, s-au găsit femei care au dorința de a-și reda dragostea prin muncă, prin muzică. Am format acest ansamblu la 27, chiar la 27 august. Și am avut prima ieșire în lume, cum ar fi. Se vede că mi s-a plăcut la toate și am participat de acum mai departe. Am participat și la felurite festivaluri din raion. Am fost menționate cu diplome, s-au bucurat femeile. Până, desigur că ne-a fost greu deodată. N-avem unde ne aduna să facem repetiții, facem pe la casele noastre, când la una, când la alta, dar totuși nu s-a dezis niciuna ca să lepede participarea asta, activitatea asta împreună cu toatele, niciuna. Deci, ce vreau să spun, am ajuns cu marice, cu Doamne ajute, la 5 ani. Suntem bucuroase că am ajuns și am vrea să participăm, dar nu participăm de participat, ori participat toate. Asta e cum fără dor și poate. Dar să ajungem de acum și la 10 ani. De acum vrea Domnul cu sănătatea noastră. Avem local care ne l-a dăruit domnul primar, domnul Cibotar, întâi s-a stăruit, apoi de acum domnul Tataru. Mulțumim mult la femei care sunt doritoare pentru această participare. Le mulțumesc foarte mult și încă le mulțumesc și la toți participanții din sală care ne-au împărtășit bucuria noastră. Eu am o bucurie de când a apărut ansamblul ăsta, că mai ieșim din casă. Noi suntem la pensie și mai ieșim din casă, ne pare că suntem mai tineri și nu gândim la boală, nu gândim și mergem înainte și vrem ca să mai fim, să bucurăm lumea. Cântile, o leacă și eu bătrână și ceva, mai aduc aminte și apoi am soară și stă la pate și mă duc și mai întreb ceva. Și apoi noi așa tot, când ne grămădim, una m-a auzit așa, una așa, le facem. Îmi place, lepă tot acasă, tot aici, dar vin ca să cânt, nu că, mă rog, așa, dar îmi place. Mă mândresc cu colectivul care l-am
Și doresc la toți tinerii, toate doamnele tineri care au voce să promoveze în continuare tradiția și cânticul popular moldovenesc. Pentru că așa e datina străbună, să cântăm, să păstrăm datina moldovenească. Fete bravo. Nu sunt vreau să înțelegeți că aici suntem suburbie orașului zi în zi. Dar toți au un găinuș, au un purceluș, au o văcuță care trebuie să închise, au de lucruri, la prășit, la ce, ce, ce. Însă, dacă trebuie de venit la o repetiție, vin. Învățați cuvintele fetelor, că dacă știi cuvintele, ești mândru în scenă. Strâncele au fost felicitate de primarul Simeon Tatarov, care le-a încurajat și le-a apreciat dragostea lor față de cântec. Persoane foarte active din localitate și tocmai am venit să-i felicităm, să le dorim sănătate în primul rând și mari succese. Dar nu în ultimul rând am început să lucrăm mai insistent aici în localitate și cu căminul cultural și cu biblioteca. Și foarte curând vom începe lucrările pentru construcția peductului. O surpriză pentru Nistrenci a venit și din partea unei rezinence stabilită cu traiul în Italia, o mare admiratoare a formației nistreancă. Am venit cu o misiune foarte importantă pentru formația nistreană. Am venit să aduc niște urări de bine cu un ajutor material din partea unei persoane care se află la muncă departe de vatră, de patrie, dar cu sufletul acasă și anume că este foarte pasionată de portul național, de tradiții, de cântecul popular și de aceea a socotit de bună cuvință, de bună plăcere ca să vină astăzi prin persoana mea să aducă un mesaj pentru formația folclorică nistreanca. Mulțumim foarte mult, doamnei, scumpa noastră, dorim mulți ani, multă sănătate, bucurie la copii și să o aibă Domnul în pază, să vină, să reîntoarcă la baștina și la satul care, natal care s-a născut și a crescut. Formația nistreanca din satul Boșernița evoluează din anul 2011. A participat la diverse festivaluri raionale și naționale, promovând tradițiile și valorile neamului. Peste 200 de manageri ai instituțiilor de învățământ, profesori, părinți, experți și autorități publice locale au participat la conferința pedagogilor din raionul Orhei. Participanții au discutat despre practicile de succes și problemele specifice ale instituțiilor de învățământ din raion și au stabilit prioritățile pentru anul nou de studii. Potrivit organizatorilor, scopul conferinței este de a asigura o platformă de dezbateri profesionale a problemelor actuale și de perspective ale educației din Republica Moldova. Așa precum evaluarea finală la treptele de școlaritate este unul din indicii cei mai importanți în procesul educațional și anul acesta 9 din 10 elevi ai treptei de finalitate, adică cei care au absolvit liceu, au susținut cu briu bacalaureatul. Ne propunem și în continuare ca procesul educațional să fie cât mai eficient, ca cadrele didactice să se implice cu mult entuziasm, de fapt, mai mult, dar să implicăm în acest proces și părinții, ca cât mai aproape să fie de succesele copiilor lor și în același timp ne propunem ca în licee să se facă o înscriere a copiilor
cât mai reușită, am în vedere cu o medie mai mare. Este și o perioadă unde se fac niște totaluri, se scot în evidență prioritățile sistemului educațional la etapa actuală. Suntem într-o perioadă când se implementează codul educației, sunt elaborate un șir de regulamente, instrucțiuni cu privire la implementarea codului educației și iată, cred că aceste momente o să fie astăzi în centrul atenției și la conferința dumneavoastră din Orhei, așa cum este în centrul atenției pentru toți pedagogii din Republica Moldova. Sunt niște zile unde se fac niște totaluri, dar bineînțeles se discută și se analizează cum este, care este impactul acestor noi documente, pentru că știm că fiecare dată o schimbare aduce și niște reacții negative, dar numai în urma discuțiile putem stabili dacă aceste acte normative își vor avea realizarea prin implicarea tuturor cadrelor didactice. La conferință am venit cu gânduri bune ca să aflu ceva nou pentru situația pedagogilor, ce s-a îmbunătățit, poate o majorare de salariu, problemele durute ale pedagogilor sunt lipsa materialelor didactice în școală, salariu mic al pedagogilor. Sunt sigură că vor fi poate o parte din ele soluționate și vor fi, cred că, și atinse în discuția pedagogilor. Probleme sunt ca tot anul. Una din probleme este limitarea de finanță. În urma că bugetul Republicii n-a fost aprobat la timp, iată acum așteptăm unele reduceri din finanță, ni se spune că. Și asta este una din cele mai mari probleme care o avem noi la ziua de azi. Mai avem probleme că, reieșind din lipsa de finanță, este învechită mobilierul în clasă, nu putem dota clasele cu echipament mai modern ca să fie lecțiile mai atractive, mai interesante, folosite metode interactive. Colectivul este un colectiv stabilit. Ne-am stăruit să încadrăm pe toți cu o șarjă didactică și sperăm că anul să ne reușească. Aștept și de la conferință, dar și de la întreaga politică educațională din Republică, ca să mai slăbească puțin forma aceasta birocratică, mai ales fie de toate nivelurile. Eu gândesc că toate rapoartele, toate dările de seamă care se repetă nici de cum nu vor influența pozitiv asupra sistemului educațional și în special în învățământ. Potrivit președintelui Raionului Orhei, platforma de dezbatere a problemelor în domeniul educației ajută pedagogii și autoritățile publice locale să găsească mai ușor soluții problemelor instituțiilor de învățământ. Parcursul săptămânilor anterioare au avut loc atelierele de lucru, deja s-au stabilit anumite obiective pentru anul școlar, s-au evaluat ceea ce s-a desfășurat până acum. Sper că astăzi să fie o discuție constructivă și să venim cu soluții, idei creative ca să desfășurăm cu succes noul an de învățământ. La conferința cadrelor didactice din Orhei au participat peste 200 de profesori și manageri ai instituțiilor de învățământ.